Mai mult de jumătate dintre femei sunt diagnosticate în cursul vieții cu fibrom uterin, iar una din patru are nevoie de tratament. Intervenția clasică pentru fibrom este histerectomia, dar medicina modernă are soluții pentru ca aceste femei să poată deveni mame. Ne explică doctorul Rareș Nechifor, medic primar radiologie intervenționale. Bună dimineața, bine ați revenit la Digi Matinal. Bună dimineața, vă mulțumesc. Facem o explicație, o definiție scurtă. Ce este fibromul uterin? Fibromul uterin este o tumoră benignă, nu este un cancer. Acesta este primul lucru ce trebuie știut, al uterului. El se dezvoltă din stratul muscular al uterului sub forma unui nodul sau a mai multor noduli. De obicei sunt mai mulți noduli ce cresc pe uter. Și la ce vârstă este predispusă o femeie să facă acest fibrom uterin? Pacientele noastre sunt începând cu vârsta de 20 de ani până la vârsta de 50 de ani. La intrare, odată cu intrarea la menopauză, e de așteptat ca fibromul să intre natural într-o involuție, într-o resorție. Știm cumva care sunt cauzele? Ce determină apariția acestui fibrom uterin? Există o predispoziție genetică, el se poate moșteni, dar nu este singura cauză. Sigur, o incidență atât de mare, 50% dintre femei, implică o cauză clară și aceasta vine din stilul de viață, din viața modernă, ceea ce mâncăm, ceea ce respirăm, stresul, emoțiile, toate conducând la o tulburare hormonală. Un dezechilibru hormonal, un exces de estrogen duce la creșterea fibromului. Vorbeam noi de tratament înainte, în începutul intervenției noastre, și spuneam că, iată, histerectomia este recomandată în acest caz, dar pot deveni mame aceste femei, nu? Ce trebuie să facă? Nu. Soluția clasică de histerectomie, ceea ce se face de 100 de ani, înseamnă scoaterea uterului. Este o soluție radicală prin care femeia nu mai poate să aibă un copil. Există varianta chirurgicală numită miomectomie, prin care se încearcă scoaterea fibroamelor cu păstrarea uterului. Aceasta este soluția clasică pentru femeile ce își doresc un copil. Însă, statisticile ne spun că aproximativ 20% dintre femeile cu fibroame uterine pot să beneficieze de miomectomie, deci intervenția chirurgicală care le salvează uterul. În funcție de numărul fibroamelor, de dimensiunea și de localizarea lor, miomectomia este posibilă sau nu este posibilă, sau riscurile intervenției sunt mai mici sau mai mari. Și iată, care este diferența dintre embolizare și chirurgie? Embolizarea este o soluție nouă, modernă, nu este o soluție chirurgicală prin care tratăm simultan toate fibroamele prin devascularizarea lor, adică prin interiorul vaselor de sânge ajungem la nivelul uterului, închidem vasele mici de sânge din interiorul fiecărui fibrom, ele, nemai fiind hrănite, involuează, se resorb și reduc dimensiunile. Pacienta nu suferă o intervenție chirurgicală, nu există anestezie, nu există incizii, să stă o singură noapte în spital și toate fibromele sunt tratate simultan, ceea ce este foarte important. Iar embolizarea se face indiferent de mărimea fibromelor? În principiu, da. Am tratat fibrome de la 2 cm până la 40 de centimetri, enorm. 40. Da. Însă, marea majoritate a pacientelor vin cu fibrome 8, 10 cm, 7 cm, undeva în zona aceasta, ele devin suficient de mari cât să deranjeze prin volum și atunci pacientele vin la medic. Și bineînțeles, întrebarea care îmi vine în minte, la cât timp pot rămâne aceste femei însărcinate după ce fac o astfel de intervenție, nu histerectomie, bineînțeles. Da. Intervalul mediu este de 6 luni de zile. Sigur, depinde de dimensiunea fibroamelor, de viteza lor de resorpție, poate să fie mai mică sau mai mare, dar, în general, la 6 luni de zile, uterul se apropie de o structură bună pentru... Și trebuie să aibă și un anumit stil de viață după ce fac această intervenție? Nu, sigur. Fiecare dintre noi trebuie să avem un stil de viață sănătos, însă procedura de embolizare, odată ce am devascularizat nodul fibromatos, nu mai există nimic care să influențeze resorpția lor, nici în bine, nici în rău. Vă mulțumim tare mult pentru toate aceste sfaturi.